Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de înghețuri în perioada 30 aprilie, 1 mai. Totodată a fost emis și un cod galben de schimbare bruscă a vremii începând de astăzi, 28 aprilie, ora 14 până pe 29 aprilie. În intervalul menționat, caracterul vremii se va schimba, vor cădea ploi de scurtă durată, izolat predominant în raioanele de nord și centru, puternic 15-25 litri la metru pătrat, anunță Serviciul Hidrometeorologic de stat. Totodată, noaptea vor fi înghețuri. În intervalul menționat, în orele nocturne, se prevăd înghețuri la suprafață solului cu intensitatea de minus 1-4 minus grade Celsius, menționează Serviciul Hidrometeorologic de stat la Soroca sunt prognozate. Joi, 28 aprilie, ploaie puternică, temperatura maximă 12 grade Celsius, minim 7 grade Celsius, viteza vântului 9 km h oră, umiditatea 90%. Pentru vineri se mențin aceleași prognoze, iar de sâmbătă ploaia va încetini, temperaturile ziua se vor ridica până la 16-18 grade Celsius, iar noaptea vor scădea până la 3 grade Celsius.